Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc, excelență, doamnelor și domnilor, suntem la o ediție online a discuțiilor noastre Vorbește cu UE, cu Europa sau EU Talks. Dacă în edițiile anterioare, în campaniile noastre anterioare, ambasadorii țărilor membre a Uniunii Europene au mers în teren, în mai multe raioane, și au stat de vorbă cu oamenii și le-au povestit despre valorile europene, despre ceea ce face Europa în relația cu Republica Moldova. Coronavirusul ne-a dat peste cap aceste planuri și am fost nevoiți să reformatăm discuțiile noastre și am revenit la dumneavoastră online de data aceasta. Înainte de a începe evenimentul, care astăzi este dedicat unui subiect care a fost foarte discutat în ultimul timp pe agenda publică, societatea civilă, noi astăzi venim să povestim despre ceea cum ajută Uniunea Europeană, societatea civilă și beneficiarii organizațiilor în lupta sau în depășirea crizei legate de pandemia COVID-19. Avem onoarea să avem un invitat special astăzi și vreau foarte mult să salut pe ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, excelența sa, Peter Mihalko. Bună dimineața, domnule ambasador! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Mă bucur că putem să ne întâlnim, cel puțin în acest mod deocamdată virtual, dar și eu și alți colegii mei așteptam cu nerăbdare că să putem să vă vedem din nou și personal și să vă vizităm în întreaga țară. Vreau să vă asigur că noi vom continua activitățile noastre și susținerea noastră pentru societate civilă în Republica Moldova, pentru cei care sunt parte activă a societății și care arată și în mod special și foarte important și în timpul acestei crize, acestor timpuri grele, cum de important este societatea civilă și ce rol important au organizațiile neguvernamentale pentru că societatea să poate să rezolvă probleme care există sau care pot să apar și în mod neașteptat, dar și cum să se dezvoltă și mai departe. Și mă bucur că am putut să organizăm această discuție care este începutul dialogului și în acest mod și continuarea dialogului intensiv care avem deja mulți ani și vom continua și acest contact ca să putem să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc și colegilor care au pus această posibilitate să întâmplă în mod real și acest plan care am avut că astăzi putem să-l realizăm pentru această discuție și voi fi cu dumneavoastră tot timpul ca să pot și eu să ascult, să învăț care este situația, care sunt activitățile și care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor. Și o să vorbim în timpul discuției despre toate lucruri care sunt importante și ce putem să facem și pentru viitor. Mulțumesc, Lina! Domnule ambasador, vă mulțumim foarte mult. Vă rog frumos să rămâneți cu noi pe durata discuției.
Domnul ambasador va avea o intervenție mai târziu cu foarte clare informații pentru publicul larg, dar și pentru reprezentanții societății civile despre rolul și ajutorul Uniunii Europene în Republica Moldova pentru acest sector. Eu continui mai departe să-i prezint pe toți speakerii noștri care astăzi își vor prezenta poveștile cum ei, la modul concret, acționează, au acționat pe durata crizei și continuă mai departe să acționeze, pentru ca să servească drept inspirație pentru restul oamenilor care lucrează în acest domeniu sau beneficiază de serviciile societății civile, organizațiilor. Natalia Postolache, directorul CASMED Bălți, va fi unul din speakerii noștri. Marina Albu, care este președintele rețelei naționale LIDER, despre care nu știu dacă există om să nu cunoască, dar cei care nu cunosc o să cunoască povestea LIDER. Ina Vutcăriov, de la Inițiativa Pozitivă, unul dintre ONG-urile care ne fascinează pe noi cu dinamismul și care abordează oamenii care trăiesc cu HIV-SIDA în Moldova. Și Cristina Bobârcă de la Asociația Presei Independente. Noi așteptăm Cristina să anunțe lucruri foarte utile și importante despre apelul pentru colectarea de propuneri de proiect, așa că o să vină cu informații foarte utile. Eu astăzi am și eu o coprezentatoare, am onoarea să prezint acest eveniment cu Victoria Neaga, project managerul de la Delegația Uniunii Europene, care știe absolut tot despre societatea civilă. Victoria, îți pasez ție cuvântul. Mersi foarte mult, Lina, pentru această introducere foarte frumoasă și foarte detaliată. Mersi, excelență, pentru cuvântul dumneavoastră de salut și mulțumesc tuturor celor care s-au conectat într-un număr atât de mare și sunt alături de noi. Suntem entuziasmați de acest fapt și vă promitem că vom avea parte de un eveniment foarte, foarte frumos astăzi. Vă rugăm, de fapt, să fiți foarte activi în chat, să adresați întrebări de voastre, fiindcă la sfârșit vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Acum aș vrea să o prezint pe prima vorbitoare. Este vorba despre doamna Natalia Postolache, care este directoare executivă CASMED Bălți. Doamna Postolache ne va vorbi un pic mai detaliat despre faptul cum au organizat în timpul pandemiei de coronavirus prestarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități, persoanele cu nevoi speciale, din nordul Republicii Moldova. La fel, dumneavoastră ne va povesti și despre cele mai bune practici în domeniu. Și înainte de a-i oferi cuvântul doamnei Postolache, vreau să vă spun că noi suntem extrem de mândri de serviciile sociale care sunt implementate prin intermediul granturilor oferite de Uniunea Europeană. La moment avem un pic mai mult de 30 de granturi de acest gen, dar ambiția noastră este să ajungem la 100 în anul viitor. Doamna Postolache, vă ofer cuvântul. Bună ziua, onorată excelență, stimați colegi, mă sunt extrem de onorată și de fericită că avem astăzi posibilitatea să ne împărtășim cu experiența noastră, cu trăirile noastre, provocările pe parcursul pandemiei. Vreau să vă spun că CASMED este un prestator de servicii de îngrijiri sociale și medicale la domiciliu de aproape 10 ani și avem o experiență mai recentă în dezvoltarea serviciului social echipa mobilă. Avem o experiență de un an și jumătate și acest serviciu este dezvoltat împreună cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei în raionul Glodeni. Vreau să zic că în această perioadă nu a fost atât de ușor. Inițial ne gândeam că poate să sistem activitatea, să stăm acasă, de teama de a nu ne contamina, în primul rând personal, actualmente avem în cadrul organizației 80 de persoane. Și prestăm nemijlocit serviciile în teren, practic zilnic suntem față în față cu beneficiarii noștri, dar totuși am învățat să spunem da și ne-am asumat această provocare și am luat decizia ca să ne facem munca în continuare. Respectiv, ne-am focusat pe menținerea accesului la servicii, pe prevenirea infectării personalului și a beneficiarilor, pe atragerea de resurse financiare noi, dar și totodată pe monitorizarea constantă a situației din teren.
Suntem într-adevăr norocoși, deoarece grație suportului financiar substanțial din partea donatorilor ne-a ajutat ca să ne menținem activitatea constantă, dar și totodată să protejăm personalul de contaminare cu COVID. Deoarece până acum am avut o singură asistentă medicală care a fost confirmată pozitiv cu COVID și a fost spitalizată, însă dânsa lucrează la noi prin cumul, cumva s-a infectat în cadrul spitalului unde are activitatea de bază și este un spital care lucrează cu persoane infectate cu COVID. Am zis că suntem norocoși deoarece donatorii au fost extrem de flexibili și ne-au permis să modificăm anumite linii de buget, în special acele care erau destinate pentru anumite activități și cu banii de pe liniile date am reușit să cumpărăm material pentru personalul de îngrijire, material de protecție în cantități suficiente ca să asigurăm ca personalul și atât beneficiarii să nu se contamineze cu COVID. De asemenea, în paralel, am lucrat la ajustarea procedurilor de admitere a beneficiarilor, am elaborat instrucțiuni noi, am revizuit toate regulamentele de funcționare a serviciilor, inclusiv am instruit personalul. Dacă serviciile de îngrijire la domiciliu am continuat să le oferim în regim normal, cu mici ajustări și cu protejarea constantă a personalului de îngrijire, atunci serviciul social, echipa mobilă, a suferit schimbări mai radicale, condiționate totodată și de faptul că biroul echipei se află în incinta direcției de asistență socială și ei și-au modificat în timp activitatea, au limitat temporar accesul în clădire. Și din această cauză noi am luat decizia să continuăm prestarea de serviciul social echipa mobilă, însă să facem într-un alt mod, adică la distanță. Respectiv, din data de 15 martie până la finele lunii mai, noi am oferit acest serviciu online, utilizând telefonul și internetul, gen aplicațiile Skype, Messenger, Viber. Totodată am redus numărul beneficiarilor pentru echipa mobilă de la 25 de persoane la 16, deoarece nu toți beneficiarii au acceptat servicii la distanță și cei care au acceptat, astea 16 persoane, mare parte din ei beneficiari sunt copii, au primit suport psihologic, atât ei cât și părinții lor, cum să depășească fricile și cum să prevină situațiile de criză emoțională, fapt ce i-a ajutat ca să treacă mai ușor peste această perioadă complicată. Doamna Natalia, eu îmi cer scuze că vă întrerup, eu am urmărit cu mare interes pe Facebook, pe pagina dumneavoastră de Facebook, cum s-au adaptat însăși membrii echipei mobile la trecerea asta bruscă la online și chiar vroiam să vă întreb, pentru că mulți dintre ei, de exemplu, nu știau ce e asta Skype-ul sau nu au folosit în viața lor Zoom-ul și iată, stăteau pe ecran și aveau răbdare să lămurească la persoanele cu dizabilități ce exerciții de kinetoterapie trebuie să facă. Eu personal, de exemplu, am rămas impresionată cât de rapid v-ați mobilizat în raioanele din nordul țării. Vroiam să vă întreb dacă a fost, cât de dificil le-a fost la membri sau nu le-a fost, foarte rapid au trecut. Cum ați simțit această tranziție pe online? Vreau să zic că prestarea serviciilor online s-a reușit, adică în perioada asta de pandemie, să presteze peste 300 de intervenții online. Însă, dacă pentru psiholog, asistent social, psihopedagog au fost o provocare, dar nu o provocare foarte mare, deoarece accentul s-a pus în primul rând pe discuții, pe consiliere psihologică, atunci pentru kinetoterapeut a fost o sarcină extrem de dificilă, deoarece să înveți la distanță beneficiari sau părinții lor cum să aplici corect anumite tehnici sau cum să facă anumite exerciții, practic este o misiune imposibilă, da? Adică a fost extrem de greu.
La început, în prima lună, practic în luna martie, focusul era mai mult să instruiască părinții, să instruiască beneficiarii, copiii, cum să utilizeze Skype-ul, Viber-ul, i-a ajutat să le instaleze. În primul rând, cu asta s-a început. Din cauza asta, în luna martie, mai puține intervenții nemijlocit profesioniste au fost, mai mult focus a fost pe dezvoltare de competențe digitale, cum să utilizeze Viber, Skype, Messenger-ul. Și după aia, deja din luna aprilie, s-a început nemijlocit prestarea de servicii specializate. Dar vreau să zic că dacă de obicei ședințele sau intervențiile în teren durau o oră sau o oră jumătate, atunci la distanță, practic, ne-am trezit cu faptul că necesită timp dublu sau deseori tip triplu, fiindcă nu în toate regiunile există conexiune bună de internet. Și atunci se deconectau foarte des beneficiari, trebuia din nou iarăși să reconecteze comunicarea. Asta evident, evident lua timp. Însă, necătând la aceasta, beneficiarii au apreciat extrem de mult, fiindcă a fost un suport considerabil pentru ei. Mai ales că permanent erau marcați de anumite frici de a nu se contamina. Aveau foarte multe întrebări vis-a-vis cum se protejeze ei, cum se protejeze beneficiarii, alți membri ai familiei. Și atunci suportul colegilor întotdeauna a fost binevenit. Vreau să zic că a fost, practic am înțeles așa, că este extrem de dificil să faci reabilitare medicală de calitate la distanță. Evident, kinetoterapeutul nemijlocit trebuie să meargă în teren ca să asigure familia sau beneficiarul ca să poată să recupereze integral. Doamna, noi vă mulțumim foarte mult. O să încercăm să adresăm, eu profit de această ocazie ca să încurajez oamenii, publicul care se uită, să se întrebări pe pagina noastră Împreună Mai Puternici dumneavoastră și o să revenim la dumneavoastră. Vrem doar să oferim posibilitate și celorlalți speakeri să povestească, să mărturisească de succes în timpul acestei crize. Eu vă mulțumesc foarte mult și acum aș vrea să prezint următorul nostru speaker. Este vorba de Marina Albu. Ea este de la Solidarity Fund Moldova și ea totodată este președintele rețelei naționale LEADER. Despre ce înseamnă această rețea de dezvoltare locală, îi cuvântul Marinii să explice mai mult. Mulțumesc, Lina! Bună ziua, stimate domnule ambasador! Bună ziua, stimați colegi! Vreau să spun că intervenția mea trebuia să fie anticipată de un mic filmuleț despre acei oameni care lucrează la nivel local, care implementează proiecte de dezvoltare. Cu părere de rău, din considerente tehnice, acest lucru nu s-a reușit. Dar vreau să încep discursul meu de la aceea ca să mulțumesc tuturor oamenilor aceștia, deoarece succesul abordării LEADER în Republica Moldova, în primul rând, se datorează partenerilor noștri locali, societății civile, autorităților publice locale, antreprenorilor cu care colaborăm, membrilor grupurilor de acțiune locală, managementului grupurilor de acțiune locală și noi ca echipă venim în sprijinul acestor oameni ca să creăm oportunități pentru ei și pentru dezvoltare locală. Abordarea LEADER este instrumentul Uniunii Europene care are un istoric foarte lung, de peste 30 de ani de implementare. LEADER provine nu de la liderism, este o abreviere din limba franceză care înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale. Anume, cuvântul economiei este aici cuvântul cheie și LEADER, în primul rând, contribuie pentru îmbunătățirea nivelului de trai și dezvoltarea economică locală. Abordarea LEADER are trei elemente de bază. Primul element este teritoriul sau microregiune. Trebuie să fie creat un teritoriu coerent, în componența căruia între cel puțin 3 unități administrativ-teritoriale cu populație de cel puțin 10.000 de locuitori. Pot participa în acest teritoriu localitățile rurale și zonele urbane cu o populație de până la 10.000 de locuitori. Al doilea element de bază abordării LEADER este parteneriatul. Pe acest teritoriu se creează un parteneriat intersectorial din reprezentanții sectorului civic, antreprenorial și public,
care în parteneriatul dat este denumit grup de acțiune locală și este un parteneriat instituționalizat cu organele sale de conducere, cu management, etc. Acest parteneriat, prin metodă participativă, elaborează o strategie de dezvoltare locală pentru microregiune și se ghidează de această strategie pentru dezvoltarea teritoriului care este acoperit de această inițiativă. Abordarea lideri în Republica Moldova se implementează din anul 2016 cu suportul Uniunii Europene. În cadrul primului program pilot a fost elaborată metodologie de implementare a abordării lideri în Republica Moldova. Vreau să menționez și să atrag atenție că această metodologie ne aparține nouă și ne mândrim foarte mult, deoarece a fost adoptată, a fost inspirată din Uniunea Europeană, dar a fost adoptată la contextul Republicii Moldova. În anul 2019 a fost creată rețeaua națională lider din Republica Moldova, care unește grupurile de acțiune locală și organizațiile care au implementat această abordare. Aici au contribuit mai mulți parteneri, mai multe organizații. Sprijinul cel mai mare a fost acordat de Uniunea Europeană, dar și de Polishet, USAID și alți parteneri. În anii precedenți, 2017-2019, grupurile de acțiune locală au susținut implementarea a aproximativ 400 de microproiecte și în anul 2020 preconizăm cofinanțarea a aproximativ tot atâta, tot 400 de microproiecte, preponderent din sursele Uniunii Europene și cu contribuție financiară Polishet. Vreau să spun despre aceste microproiecte care le sprijină grupurile de acțiune locală. Ele sunt niște proiecte palpabile, concrete. Vorbim despre proiecte de infrastructură de scară mică, procurări de echipamente pentru dezvoltare economică. Beneficiarii de finanțare din partea GAL sunt reprezentanții a trei sectoare, după cum am menționat anterior, atât public, cât și civic și antreprenorial. Ne-a luat un pic timp să ne reorganizăm ca să fie posibil să lucrăm în condiții de COVID-19, dar am reușit și datorită eforturilor partenerilor noștri locali, grupurilor de acțiune locală. Astăzi puteți să vedea pe paginile de Facebook și pe alte portale online anunțate mai multe concursuri a grupurilor de acțiune locală, care așteaptă să recepționeze aplicații din partea locuitorilor zonei GAL. Ceea ce este important în abordare lider, că microproiecte sunt selectate nu de noi, nu de donator, dar însăși de oamenii care locuiesc în această zonă. Deoarece filozofia abordării lider pornește de la aceea că oamenii locali își cunosc cel mai bine necesitățile și pot cel mai bine să valorifice resurse proprii. Vreau să menționez că se creează o sinergie foarte frumoasă între eforturile cetățenilor, între eforturile organizațiilor, instituțiilor locale, eforturile partenerilor de dezvoltare și eforturile statului, deoarece recent Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și a Mediului a pornit procedura de creare a unei legi speciale privind grupurile de acțiune locală, ca acestea să poată să aibă un statut juridic aparte, și au fost adoptate în februarie amendamente care vor permite cofinanțarea grupurilor de acțiune locală din Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural. Până la 5% din acest fond vor fi direcționați către galurile. Ne bucurăm foarte mult de acest lucru, deoarece considerăm că pentru sustenabilitatea proceselor, ceea ce noi pilotăm cu ajutorul partenerilor de dezvoltare trebuie să fie implementat, dacă este posibil și are potențial, ca politică publică de dezvoltare, asigurând sustenabilitatea acelor inițiative care au fost realizate. Vreau să mulțumesc personal domnului ambasador pentru prezența dumnealui în grupurile de acțiune locală în anul trecut, când aceasta încă a fost posibil. Și vreau să mulțumesc încă o dată echipii noastre și grupurilor de acțiune locală pentru eforturile lor. Noi credem că schimbări sustenabile sunt posibile doar pe calea muncii efectuate în fiecare zi și pe calea eforturilor mici făcute în fiecare zi, ce cu ce și ne ocupăm. Vă mulțumesc! Sper că n-am consumat mai mult timp decât trebuia!
A fost foarte bine. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea captivantă. Într-adevăr, Uniunea Europeană susține grupurile de acțiune locală prin intermediul la mai multe proiecte. Câteva dintre ele au fost deja anunțate, câteva apeluri de propuneri, câteva urmează a fi anunțate. Și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați prezentat mai multe informații la acest subiect. Acum aș vrea să continuăm cu următorul vorbitor. Este vorba despre doamna Ina Vutcăriov de la Asociația Inițiativa Pozitivă. De fapt, Delegația Uniunii Europene are o cooperare foarte, foarte bună cu Asociația Inițiativa Pozitivă. Asociația beneficiază de un grant care este alocat prin intermediul Fundației Este Europene, care implementează contractul. Și Asociația Inițiativa Pozitivă implementează la moment o comunitate terapeutică la Nenii Noi. Cred că fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova ar trebui să aibă posibilitatea să meargă acolo la Nenii Noi, să vadă ce lucruri frumoase se întâmplă acolo și cât de dedicați sunt persoanele care ajută pe cei care și cum sunt sprijinite persoanele care au HIV și care trăiesc în Republica Moldova. Respectiv, vreau să ne povestiți acum, doamna Vutcăriov, cum ați asigurat continuitatea acestor servicii în timpul pandemiei de coronavirus și care au fost dificultățile, care au fost punctele pozitive, dacă au fost și puncte pozitive. Vă ofer cuvântul. Okay. Bună ziua tuturor! Sper că mă vedeți, pentru că colegii mi-au scris că nu știu de ce nu mă văd, dar sper că se rezolvă. Într-adevăr, organizația noastră, Inițiativa Pozitivă, este o organizație de oameni activi care își iubesc munca și fac cu dedicație. Suntem aproximativ vreo 17-18 ani deja în activitatea din Republica Moldova. Și avem așa și o misiune destul de frumoasă, care spune că am vrea să ne trezim și muncim pentru o lume în care valoarea absolută este viața umană. De aceea fiecare om pentru noi are o valoare absolută și noi muncim foarte mult ca să integrăm, să reintegrăm, să reabilităm pe toți cei care au ajuns într-o situație de viață mai puțin ușoară și s-au ciocnit cu anumite dificultăți și au nevoie de suport. O altă valoare, la fel de importantă pentru noi, este comunitatea de oameni, deci atât cei HIV pozitivi, cât și oamenii care consumă droguri. Și această comunitate, de fapt, este o forță mișcătoare și o forță care ne ajută să facem foarte multe lucruri bune în toate timpurile, nu doar acum. Dar pandemia ne-a demonstrat că atunci când e greu, găsim forțele interne pentru ca să mergem mai ușor, mai departe. Și datorită acestei comunități de oameni, noi de la începutul pandemiei am lucrat pe diferite sectoare și am lucrat destul de eficient și ne mândrim cu o serie de rezultate. În primul rând, peste 1000 de oameni care sunt HIV pozitiv și sunt în tratament, au putut să și-l continue pentru că am avut chestia asta cu deservirea la domiciliu, da, și repartizarea de pastile și Ministerul Sănătății a fost foarte deschis. Din aceștia 1000 de beneficiari, peste 100 sunt migranți care, stând peste hotare, puteau să rămână fără tratament. Am continuat să oferim servicii vitale pentru consumatori de droguri. Încă un moment foarte important a fost că am putut să continuăm programul de reabilitare în comunitatea terapeutică din penitenciar și Administrația Națională a Penitenciarilor a făcut o prioritate din asta și a permis, cu asigurarea tuturor rigorilor, să continuăm să oferim servicii de reabilitare deținuților. Pe această cale îi mulțumesc și pe dumnealor. Și desigur că inima organizației noastre, comunitatea terapeutică din Anenii Noi, unde trec program de reabilitare consumatori de droguri, și-a continuat activitatea. Desigur că am primit mult suport în această perioadă, atât financiar cât și moral, ca să putem să nu întrerupem această activitate. Pentru că vă dați seama că am fost într-o situație așa destul de dificilă, pentru că pe de o parte este securitatea oamenilor, pe de altă parte sunt consumatorii de droguri care și așa au ajuns într-o situație de criză severă, vă dați seama,
și care au nevoie de suport. Noi am încercat să trecem majoritatea activităților în online și să facem asistența asta psihologică, socială, la distanță. Specialiștii fiind în centru de zi, să facă grupe cu rezidenții din comunitate terapeutică din Aneni. Doi la mână am repartizat angajații pe microechipe ca să nu se intersecteze unii cu alții. Deci o parte să vină, alții să ducă și să aibă timpul ăsta, fereastra asta epidemiologică, ca să vedem că sunt ok și pot intra pe teritoriu. Și dumneavoastră ați menționat că, într-adevăr, noi am primit un grant foarte semnificativ prin intermediul Fundației Este Europene pentru ca să implementăm acolo business social și, respectiv, rezidenții noștri din comunitate nu doar că au rămas să facă reabilitare, dar și au avut o ocupație, pentru că acolo, chiar și în pandemie, trebuie să avem grijă ca business-ul să meargă, ca animalele să fie hrănite, ca să fie ordine, ca să putem să stocăm producția și să mergem mai departe. Ce vreau să menționez deosebit este că pentru noi aceasta a fost un timp foarte bun al transformărilor, pentru că am învățat, de fapt, să ne setăm corect prioritățile și acele lucruri despre care noi foarte mult timp am vorbit și foarte mulți ani le-am promovat, iată că a trebuit să le facem într-un timp foarte scurt și a trebuit cumva să setăm, chiar și la nivel de strategii, de propuneri, de obiective, să stabilim acele priorități. Că este nevoie de educație la distanță pentru beneficiarii din grupurile de risc, inclusiv pentru penitenciare, că este nevoie să avem personal care poate să fie mobil în chestia asta, că se poate lucra și offline și online, că atunci când sunt necesități, donatorii se poate reacționa prompt și să vină cu anumite soluții, și noi vă mulțumim că dumneavoastră ați fost așa de deschiși și ați lucrat pe asemenea strategii. Deci, cam asta e. Sper să continuăm tot așa mai departe și desigur că pandemia o să se termine. Nu știu când, dar o să se termine oricum. Dar chestia este că avem niște lecții învățate foarte bune și mai mult decât atât. Avem niște parteneriate stabilite foarte bune și ele își vor avea eficiența în continuare. Și mai departe, dacă vom avea dificultăți, cred că le vom depăși mult mai ușor. Mersi foarte mult! Ina, vă mulțumim foarte mult! Apropo, pentru cei care sunt curioși să afle mai mult despre activitatea Inițiativa Pozitivă și anume acolo în serviciul dezvoltat la Aneni Noi, vă încurajăm să vă uitați pe pagina evenimentului creat de astăzi. Este plasat un video despre Inițiativa Pozitivă, un reportaj, de fapt, realizat de TVR Moldova. La fel, reiterez rugămintea noastră să adresați pe pagina noastră întrebările dumneavoastră. Pentru că, din câte vedeți, speakerii, vorbitorii au povestit din experiența lor cum lucrează ei pe durata pandemiei și chiar vrem să încurajăm onegiștii care ne privesc acum să le ia exemplu. Multe dintre lucrurile care sunt povestite astăzi să fie inspiraționale și demne de urmat. Vă mulțumim, Ina, încă o dată. Următoarea noastră vorbitoare este Cristina. Cristina Bobârcă de la Asociația Presii Independente, care împreună cu GIZ-ul au pornit un proiect de anvergură și acum vin cu noutăți pentru partenerii din regiuni, pentru că tocmai acum sunt niște apeluri lansate. Planurile lor sunt revizuite. Cristina, te las pe tine să oferi mai multe detalii. Da, Lina, vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a discuta chiar și online, chiar dacă nu putem asta face în față, dar și să avem onoarea împreună cu colega Natalia Păstolache de la BĂLT să reprezentăm proiectul Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova, care de fapt presupune parteneriate și colaborări
cu mai multe ONG-uri regionale din Republica Moldova, din Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia și respectiv partenerul pe vizibilitate și comunicare al acestui proiect este Asociația Presii Independente. Aș vrea să spun în primul rând despre acest proiect care se numește Abilitarea Cetățenilor în Republica Moldova, precum și din denumire putem, ne sugerează, putem să înțelegem că acest proiect are în primul rând ca și scop anume abilitarea cetățenilor de a-i face pe ei să fie mai implicați și sigur că aici un rol foarte important îl joacă societatea civilă și în special cea din afara Chișinăului, cea din raioane, localități, comunități, care să încerce să-i facă pe oameni mai activi, să activizeze comunitățile locale, așa încât să beneficieze cetățenii de servicii publice de calitate în regiuni. Aici vorbim despre câteva domenii foarte importante, apă și canalizare, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică și protecția mediului în legătură cu serviciile publice de calitate. Aici trebuie să menționăm faptul că proiectul este finanțat de către delegația Uniunii Europene și pentru asta mulțumim foarte mult, dar și implementat de GIZ Moldova în parteneriat cu OSC-uri regionale. Și în cadrul proiectului se implementează un program complex de granturi locale, așa cum ai menționat și tu, Lina. Iar în cadrul acestui program de granturi locale, pe care API împreună cu GIZ îl implementează, pe domeniul media și comunicare, au fost deja selectate un șir de ONG-uri de media și partenerii lor care sunt instituții mass media din regiuni. Aceste ONG-uri, sigur că nimeni nu s-a așteptat că o să vină peste noi această pandemie atunci când am început să implementăm acest apel de granturi, să lucrăm la evaluări și așa mai departe. Și ne-am pomenit în martie că a venit peste noi această epidemie. Am încercat, sigur, că să ne descurcăm și online și să lucrăm de la distanță pentru a duce până la capăt ceea ce ne-am propus. Cum am mai spus, ONG-urile au fost selectate și ele urmează să ajusteze planurile pe care le-au făcut vis-a-vis de activitățile pe care și le-au propus să le implementeze în localități, în raioane, în sate. Și sigur că unele dintre aceste ajustări vizează anume depășirea și minimalizarea consecințelor legate de COVID. Și aici putem să menționăm faptul că, de exemplu, careva dintre aceste ONG-uri locale vor realiza emisiuni, dezbateri, care să vizeze cum s-a descurcat tema, cum s-a descurcat autoritățile sau cum s-a descurcat reprezentanții business-ului local, agricultură, educație pe perioada acestei epidemii, cum se descurcă și acum. De asemenea, vor fi implicați și tinerii în mai multe activități de elaborare și promovare a unor postere sau informații privind măsuri de precauție, privind distanțare socială, privind explicarea unor reguli, pentru că ne-am dat seama cu toții că chiar și acum sunt persoane, cetățeni care nu cunosc pe îndelete aceste reguli. De asemenea, vor fi realizate și anumite produse video care să explice aceste măsuri de distanțare, dar și reguli de precauție privind COVID, dar de asemenea vor fi realizate și mai multe materiale informaționale care să prezinte și contribuția UE pe care o aduce Republicii Moldova în procesul de combatere COVID și lupta cu această pandemie. Și toate aceste ajustări pe care le vor face ONG-urile împreună cu partenerii lor instituții mass media vor contribui la faptul că vor fi disponibile pe rețele sociale, pe posturile televiziunilor, pe site-uri din regiuni, mai multă informație privind COVID,
pentru că ne-am dat bine seama cu toții, începând din luna martie, a crescut foarte mult necesitatea informațională, care este chiar și una critică, adică s-a pornit un val din ăsta de urmărire a emisiunilor și a informațiilor foarte mult. Și da, cum ai spus Lina la început, urmează un al doilea apel de proiecte care va fi lansat curând. Acesta o să vizeze ca tematică, una din componente într-adevăr va fi legată de depășirea acestei situații a epidemiei și anume care vor fi sub formă de poate produse media, poate anumite instrumente iarăși informaționale care să ajungă cât mai ușor și cât mai abil la cetățeni, în special, cum am spus și mai sus, din afara Chișinăului. Și toate informațiile privind acest al doilea apel de proiecte, dar și activitățile pe care le vor face cele 15 UNG-uri deja selectate în cadrul programului Media și Comunicare, vor fi disponibile publice pe site-urile api.media și pe eufossibilsociety.media. Acolo toți cei care vor fi interesați să participe sunt invitați să o facă. Cam asta a fost. Deja dacă vor fi și întrebări suplimentare, o să răspundem cu drag. Mersi foarte mult pentru prezentare. Acum am onoarea să-i ofer cuvântul excelenței sale domnul Peter Mihalcu, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, care printre altele ne va vorbi și de oportunitățile de finanțare pe care le oferă Uniunea Europeană pentru ONG-urile atât de la nivel național, cât și cele de la nivel local. Excelență, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, mulțumesc Victoria, mulțumesc tuturor care au prezentat această energie extraordinară care există în societate, în Republica Moldova, care există printre oameni care vor să face și să contribui la schimbare pozitivă lucrurilor, la îmbunătățirea vieții, la dezvoltare la nivel local, la nivel regional, la viața mai bună, inclusiv celor care au nevoie specifică de ajutor. Și eu totdeauna sunt foarte, foarte impresionat de aceste eforturi și această muncă și entuziasm care aveți și vă rog să continuați pentru că asta este ce face societate viabilă, asta este ce aduce viață în societate. Uniunea Europeană și statele membre Uniunii Europene au mobilizat toate mijloace pe care le au la dispoziție pentru a susține consolidarea sectorului de sănătate publică și pentru a atenua impactul socioeconomic pe care epidemia provocată de coronavirus o are asupra Republicii Moldova. Știți și că impactul este în întreaga lume, în toate țările, inclusiv țările Uniunii Europene. Dar în această situație noi rămânem alături cetățenilor Republicii Moldova și susținem pe toți care vor să face lucruri pentru îmbunătățirea situației. Obiectivul nostru în această situație este de a susține Republica Moldova să țină sub control răspândirea virusului și de a întreprinde eforturi eficace pentru asta, dar și că să privim în viitor și cum putem să deja prevenim impactul mare asupra economiei, asupra societății și să ajutăm această prevenire și revitalizare la nivel local. În această privință, societatea civilă este pentru noi partener, ca și totdeauna și în această situație foarte specială, în aceste timpuri grele pentru Republica Moldova și vom continua
din partea noastră susținerea pentru eforturi care faceți dumneavoastră. În acest context, Uniunea Europeană, împreună instituțiile și statele membre, au făcut mai multe pași în susținerea ceea ce privește echipamente de protecție care au fost donate din partea multora statele membre, din partea chiar și firmelor europene care activează în Republica Moldova. Noi, din partea Uniunii Europene, am anunțat câteva pachete de susținere, inclusiv reorientarea parții de proiecte care sunt sau vor fi implementate în Republica Moldova și am din aceste mijloace deja procurat și donat echipamentul de protecție și acesta a fost distribuit inclusiv în parteneriat cu societate civilă, cu organizațiile non-guvernamentale pentru cei care au nevoie de ele la nivel local, ceea ce privește și instituțiile de sănătate, dar și autoritățile locale și instituțiile care oferă asistență celor care au nevoie de asistență, celor care au nevoile speciale. Și vom continua acest efort. Lucrăm ca echipa Europa, Team Europe, împreună cu statele membre și multe dintre ele au activitățile de susținere în această privință. Am exprimat și susținere pentru mass media independentă, pentru jurnaliști independenți, pentru că suntem foarte conștienți cum de important este informația corectă, verificată, să fie prezentă, să fie la dispoziția oamenilor, pentru că asta s-a arătat să fie unul dintre cele mai importante elemente în prevenirea răspândirii virusului și pentru a stopa această criză. Pentru mine, unul dintre obiectivele mandatului meu în Republica Moldova este sprijinirea unui mediu favorabil pentru societatea civilă. Am urmărit atent eforturile referitor la legea cu privire la organizațiile non-comerciale și salut adoptarea acestei legi de către Parlamentul Republicii Moldova săptămâna trecută și sperăm că această lege va da și posibilitate mai bună și mai largă de a folosi acest potențial mare care există în societate civilă în Republica Moldova. Am ascultat cu deosebit interes prezentațiile vorbitorilor în discuția de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru toate activitățile care faceți și am văzut și în timpul mandatului meu, când am putut să ne întâlnim cu dumneavoastră, cu alți care activează în organizațiile non-guvernamentale, în grupurile de acțiune locală, cum de important este ca aceste eforturi să fie susținute și ele să aducă rezultate acolo unde trăiesc oameni, în întreaga țară. Au demonstrat încă o dată că societatea civilă este o forță capabilă să miște reforme, să crească eficiența activității instituțiilor publice și să faciliteze participarea
activă a cetățenilor în administrarea proceselor publice. Și aici cred că este foarte important aspect care trebuie promovat și noi vom continua să-l susținem. Că societatea civilă este partener important și pentru noi, dar este partener important pentru autoritățile la toate nivelurile, pentru că numai în acest parteneriat dezvoltarea poate să merge în liniile care sunt dorite de către oameni, dorite de către cetățeni acolo unde ei trăiesc și să într-adevăr reflectează nevoile pe care ei au, mulți dintre ei, și nevoile care trebuie să aibă atenție, nu numai cele principale, dar sunt mulți oameni care au nevoile speciale cu necesitate de ajutor specific. Suntem conștienți de existența a numeroase provocări care nu fac foarte ușor accesul la finanțare Uniunii Europene, care țin pe de o parte de mecanisme financiare ale Uniunii, regulile complexe, uneori poate rigide de implementare a asistenței, precum și de capacitatea limitată de a gestiona granturi mici. Aici este important să subliniem că nu numai Uniunea, dar întreaga familie europeană, întreaga echipa Europa, deci și țările membre vine cu programuri pentru susținerea societății civile și dezvoltării locale și de asta trebuie să fie făcut folos cât se mai poate. Și alt parteneriat care avem este cu cei care au capacitate de implementare proiectelor mai mari și care ajută celor mici prin proiecte care oferă subgranturi ca să ajunge ajutorul nostru acolo unde trebuie, în întreaga țară. Pe de altă parte, este simțită nevoia de creștere a capacității societății civile în zone specializate, cum ar fi finanțele publice, anumite aspecte legate de implementarea acordului de liber schimb, reforma poliției și altele. Ne propunem totuși să acționăm pe termen lung, și ca procesul complicat de finanțare să contribuie la creșterea capacităților administrative de conducere, gestiune financiară pentru organizațiile societății civile, inclusiv capacității de gestionare a granturilor mici. La moment, Delegația Uniunii Europene a publicat câteva apeluri de propuneri pentru a susține societatea civilă, și vreau să mă refer în primul rând la instrumentul pentru democrație și drepturile omului, care oferă 1,7 milioane euro, și la instrumentul facilitații pentru societate civilă și autorității locale cu 3 milioane de euro, care sunt în curs de evaluare. Și la moment, organizațiile societății civile care au capacitate de a implementa proiecte cu un buget de peste 3 milioane de euro pot aplica la apeluri de propuneri care se numește Facilitatea pentru societatea civilă, care are drept scop susținerea consolidării serviciilor sociale și atenuarea impactului economic pe care epidemia provocată de coronavirus. Deci mai aveți timp să candidați la acest apel de propuneri până la data de 19 iunie, deci asta înseamnă încă două zile, dar important este că să menționez că majoritatea resurselor din acest buget, care este mai mult decât 6 milioane de euro, va fi subgrantat către organizațiile civile de la nivel local. Asta se va întâmpla în a doua parte a acestui an și este important ca cei de la nivel local
societatea locală să fie gata să participe la anunțuri de subgranturi care va aduce aceste posibilitățile pentru susținere. În același timp, societatea civilă din Republica Moldova poate beneficia de finanțare care este acordată direct de către Comisia Europeană, care este oferită țarilor parteneriatul estic. În acest sens, în curând, vor fi lansate apeluri de propuneri pentru organizațiile la nivel local. Organizațiile implementatoare sunt People in Need, oameni în nevoie, și IREX Europe. Apelurile de propuneri vor fi lansate deja în luna iunie, deci vă rog să fiți gata și atenți să folosiți și aceste posibilități. Pentru a contracara efectele pandemiei în țările parteneriatului estic, atât pe plan social cât și economic, Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri care are drept scop susținerea societății civile de la nivel local. Societatea civilă din Republica Moldova va beneficia în acest context de aproximativ 2,5 milioane de euro. Apelul de propunere va fi lansat în toamna anului curent. În același timp vreau să menționez că majoritatea proiectelor Uniunii Europene în derulare conțin și un component de subgrantare a fondurilor către societatea civilă. Exemple elocvente sunt programele precum susținerea măsurilor de consolidare a încrederii între cele două maluri al Nistrului, care este implementat de către PNUD, și proiectul de promovare a egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, care este implementat de către UN Women. Pentru a accesa aceste fonduri, vă rugăm să urmăriți pagina internet a delegației Uniunii Europene, dar și portalul civic.md. Importantă este și susținerea grupurilor de reacțiune locală. În acest context, Polish Solidarity Fund va oferi 12 granturi galurilor din fondurile Uniunii Europene. Apelul de propuneri s-a finalizat câteva zile în urmă și așteptam anunțarea grupurilor de acțiune locală care vor implementa aceste granturi la nivel local. În cadrul proiectului Dezvoltarea societății civile la nivel local, implementat de către Konrad Adenauer Stiftung, 1 milion de euro urmează a fi subgrantat societății civile de la nivel local pentru proiecte care contribuie la dezvoltarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova. În curând vor fi anunțate organizațiile societății civile care vor beneficia de aceste fonduri oferite de către Uniunea Europeană. Și proiectul Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova, implementat de către GIZ, are ca scop subgrantarea 3.750.000 de euro către organizațiile societății civile de la nivel local. Și în curând vor fi anunțate aceste organizațiile care vor beneficia de la primul apel de propuneri care a fost lansat. Dragi prieteni, eu mă bucur că putem să vorbim și vom continua să vorbim foarte intensiv despre care sunt posibilitățile de a vă susține în efortul, în munca care faceți pentru beneficiu celor care au nevoie, concetățenilor dumneavoastră, pentru dezvoltarea țării la nivel local, la nivel regional și pentru dezvoltarea și societății civile ca elementul important, vital pentru o societate democratică care vrea să se dezvolte, așa că nevoile tuturor cetățenilor poate să fie îndeplinite, pentru că numai în acest mod putem să vedem dezvoltare care
merge în sensul standardelor europene, în sensul care este obiectivul nostru, asta este viața mai bună cetățenilor în Republica Moldova. Și pentru asta Uniunea Europeană și oameni, cetățeni din Uniunea Europeană vor continua să stă alături de oameni din Republica Moldova. Din partea delegației Uniunii Europene vreau să vă asigur că vom continua eforturile noastre. Vreau să mulțumesc și echipei mele, Victoriei și altor colegi. Vreau să mulțumesc și colegilor din proiectul nostru de comunicare care lucrează ca să putem să comunicăm despre aceste perspective și inclusiv pentru organizarea discuției de astăzi. Și cum am spus și la început, vom continua comunicarea noastră și inclusiv cu colegii mei, ambasadorii țărilor membre Uniunii Europene și în cadrul seriei EU Talks, care vrem încă o dată să ducem la toate colțurile Republicii Moldova și la toți care sunt interesați în cooperarea noastră. Mulțumesc mult și vă doresc mult succes în activitățile dumneavoastră și rămân încă pentru partea de discuție care, precum înțeleg, că încă continuă. Domnule ambasador, vă mulțumim foarte mult. Apropo, pe noi ne urmăresc acum și jurnaliști, respectiv noi foarte mult sperăm că jurnaliștii vor prelua aceste informații foarte prețioase pentru societatea civilă pe care le-ați spus dumneavoastră și le vor transmite publicului larg. Apropo, chiar dacă stăm în fotolii și în birouri sau acasă, în case goale, de fapt, noi ne urmăresc acum 4500 de oameni, din câte vedem noi de pe platformele pe care difuzăm. Și respectiv vreau să profit de ocazie să mulțumesc instituțiilor mass media care ne ajută în acest sens. Este vorba de Privesc Eu, DIES, Unimedia, portalurile, televiziunile TVR și Jurnal TV, dar la fel Nord News Bulletin și Ziua de Azi Cahul, care au preluat semnalul nostru live și îl transmit pe paginile lor și ne ajută ca noi cât mai multă populație să fie informată despre oportunitățile despre care am discutat astăzi. Da, într-adevăr, declar de întrebări răspunsuri deschisă. Deja avem foarte multe întrebări, noi o să încercăm să le adresăm pe toate. Probabil nu o să reușim până la începutul, până la finalul sesiunii. Să știți că live-ul nostru va rămâne înregistrat pe pagina Împreună Mai Puternici și o să încercăm în privat deja să răspundem împreună cu Victoria, împreună cu domnul ambasador și cu ajutorul speakerilor să răspundem totuși la toate întrebările dumneavoastră, chiar dacă ele sunt foarte multe și nu le vom reuși pe toate. Acum am să încep cu întrebarea care este adresată domnului ambasador și mai este una generală pentru toți speakerii. Întrebarea pentru domnul ambasador de la Iuliana Babchenko. Cine, domnule ambasador, monitorizează cum este ajutorul? Ca să nu apară încălcări, nici speculații, așa cum periodic se întâmplă în spațiul public. Dacă ați putea, domnul ambasador, să răspundeți cum va fi monitorizat, dacă... Da, sigur. Mulțumesc pentru întrebare. Și vreau să asigur pe toți că controlul și monitorizarea folosirii asistenței din partea Uniunii Europene este unul strict și efectuat la mai multe niveluri, de la nivelul delegației, chiar la delegația noastră
este acest control la câteva niveluri și după asta este efectuat din partea Comisiei Europene și acolo există structuri care sunt cele care au rolul pentru a asigura că acest folosirea asistenței este așa cum trebuie și că să nu există nicio suspiciune, nicio problemă cu răspunderea pentru fiecare euro, fiecare cent care este folosit. Aici chiar vreau să asigur pe toți care ne urmăresc că din asistența care a fost oferită și care este oferită, fiecare ban este monitorizat și este practica noastră generală că sunt reimbursate activitățile care au fost într-adevăr efectuate și numai în aceste cazuri susținerea, asistența este disbursată, este plătită. În cazuri în care uneori se face prima, să spunem, prima parte susținerii la început și ea se face sub garanții, deci în cazuri în care n-ar exista implementare, aceste resurse sunt recuperate. Deci, din ceea ce privește finanțarea din partea Uniunii Europene, suntem siguri că ele sunt și monitorizate, dar și fiecare euro este și urmărit să fie folosit așa cum trebuie. Pot să în această privință să menționez că și chiar în acordul de asociere sunt două articole care vorbesc despre folosirea și despre controlul asupra folosirea asistenței Uniunii Europene. Există instituția care se numește OLAF, care poate în cazuri de nevoie să investigheze chiar aceste, deci cazuri dacă ele ar apare și că autoritățile Republicii Moldova sau altor state cu care avem acest tip de acord, ele sunt obligate să cooperează cu OLAF în aceste investigații. Domnule ambasador, vă mulțumim. O întrebare de la tineri. Eu mă bucur că și tânăra generație ne urmărește cu drag, cu atenție și Mihaela Cimbriciuc ne întreabă, adică întreabă pe toți speakerii. În caz că situația se va agrava, ONG-urile vor face față situației. Cine vrea să preia, cine consideră că este gata să răspundă, vă rugăm frumos. Pot să încerc să răspund eu. Dacă vorbim despre grupurile de acțiune locală, suntem siguri că acestea vor face față, chiar dacă situația se va agrava, deoarece acestea reprezintă niște rețele locale care au fost create și consolidate la nivel microregional. Oamenii se cunosc între ei și atunci când au scopuri comune de dezvoltare și atunci când deja exista și a fost consolidată această legătură, oamenilor este cu mult mai simplu să administreze diferite procese și să implementeze acele acțiuni și intervenții care vin în sprijinul realizării strategiei lor de dezvoltare. Și dacă vorbim, eu în răspunsul meu mă refer la procesele legate de abordare lider și de grupuri de acțiune locală. Scopul principal este dezvoltare locală. Multe lucruri
este cu mult mai simplu de rezolvat la nivel local, de la asta și pornește însăși filozofia acestei abordări, așa că noi suntem optimiști că chiar dacă situația se va agrava, grupurile de acțiune locală vor fi capabile și în continuare să gestioneze și să administreze procesele pentru care au fost constituite. Mulțumesc! Poate eu pot să adaug un element care eu consider tot important și asta este faptul că oameni din societatea civilă sunt și cei care au abordare activă și cei care pot să joacă rol foarte important în informarea societății corecte, în informarea oamenilor ceea ce privește practici necesare pentru a preveni răspândirea virusului. Și mă bucur ce am auzit de la doamna Postolachi de la Casmet că în oferirea serviciilor așa de crucial, așa de importante în domeniul deci sanității și asistenței oamenilor, că ei sunt cei care sunt foarte conștienți de regulile, cum să se protejează și asta este foarte important semnal pentru întreaga societate, pentru toți cetățeni. Eu consider că asta a fost cazul și în alte state unde s-a putut să se opri valuri de răspândire a virusului. Mersi mult, domnule ambasador. Mai avem o altă întrebare care a fost adresată de către Cristina Mocanu și este pentru doamna Marina Albu. Întrebarea este dacă s-a schimbat cumva abordarea dumneavoastră, dar și a beneficiarilor dumneavoastră odată cu pandemia. Ați remarcat activități noi spre care se orientează oamenii? Un pic s-a schimbat ceea ce și-a propus structura activităților planificate pentru anul acesta de către grupurile de acțiune locală, deoarece practic toate galurile au inclus în bugetul său o linie cu un buget nu foarte mare, dar care poate să contribuie pentru prevenirea și combaterea COVID-19. Fiecare grup de acțiune locală va asigura teritoriul său, membrii săi, instituțiile, organizațiile din zonă de acele lucruri care sunt necesare, pe care le consideră că sunt utile în acest proces. Asta s-a schimbat și dacă vorbim despre potențiale beneficiare a grupurilor de acțiune locală, au rămas ca practic aceleași aspirații și interes pentru a implementa proiecte de dezvoltare locală. Galurile, cum are loc procesul de finanțare a acestor proiecte de către GAL? GAL selectează priorități din strategie de dezvoltare locală și ulterior, în baza acestor priorități, anunță concursul local de finanțare. Și toți rezidenții zonei GAL, care au idei pentru dezvoltare și care corespund cu aceste priorități, pot să aplice la grup de acțiune locală pentru acordarea sprijinului financiar pentru realizarea acestor proiecte. Proiectele sunt diferite și din domeniul dezvoltării turismului și îmbunătățirea infrastructurii de scară mică și dezvoltarea diferitor afaceri, atât agricole cât și non-agricole, diferite inițiative civice, atât a organizațiilor necomerciale, locale, rurale, cât și grupurilor de inițiativă, dar și persoanelor active din teritoriul GAL. Așa este și anul acesta. 23 de grupuri de acțiune locală au lansat săptămâna trecută și săptămâna aceasta încă lansează apelurile sale de propuneri. După cum am spus, estimăm că anul acesta, cu suportul Uniunii Europene și Polish Aid, vor fi finanțate în total aproximativ 400 de microproiecte. Domnul ambasador a menționat despre 12 grupuri de acțiune locală, dar domnule ambasador, suportul anul acesta vor primi aproape 26 prin intermediul diferitor programe, așa am estimat.
Da, sper că am răspuns la această întrebare. Mersi mult pentru răspuns. Acum avem două întrebări pe care noi să le combinăm. Prima întrebare este de la Cristina Jomiru, care ne întreabă dacă este posibil să primim link-uri unde găsim informația despre posibilitățile de granturi și finanțare din partea UE. Și a doua întrebare de la Maia Lector, care ne întreabă care vor fi prioritățile de finanțare ale Uniunii Europene în perioada imediat următoare. O să-i fie cuvântul domnului ambasador, dar înainte de asta vreau să precizez că domnul ambasador în discursul său s-a referit la faptul că absolut toate apelurile de propuneri care sunt lansate de către delegația Uniunii Europene, dar și apelurile de propuneri regionale care targetează Republica Moldova, absolut toate sunt publicate. În primul rând, pentru organizațiile mai mari, acestea sunt publicate pe EuropeAid, deci este portalul unde sunt publicate absolut toate licitațiile și absolut toate apelurile de propunere la nivel european. Al doilea, se publică pe site-ul Delegației Uniunii Europene și noi încercăm să dublăm informația și pe pagina de Facebook a delegației, fiindcă avem o audiență foarte, foarte largă. Și în al treilea rând, de obicei încercăm să publicăm și pe portalul civic.md, la care s-a referit și domnul ambasador. Domnule ambasador, poate vă puteți referi la, sau vreți să completați și întrebarea respectivă, dacă nu vă puteți referi și la prioritățile de finanțare ale Uniunii Europene în perioada imediat următoare. Mulțumesc, Victoria. Numai vreau să adaug că dacă vorbim despre programe sau proiecte particulare, apeluri pentru propunerile sunt publicate și pe paginile precum EU for Moldova, EU for Cahul, EU for Ungheni, deci puteți să le găsiți și acolo, dar cum a spus Victoria, ele sunt și concentrate spre, deci pe pagina noastră sau alte pagini care sunt de obicei locul unde se publică aceste anunțuri, precum civic.md. Ceea ce privește prioritățile pentru perioada următoare, am menționat că între ele vor fi precum consolidarea serviciilor sociale, așa și impactul economic care poate să fie acum provocat de către epidemia, dar asta nu înseamnă că am fi oprit atenția noastră pentru alte domenii care sunt importante și care sunt prezente în susținerea noastră pentru oameni din Republica Moldova. Și aici vorbim despre dezvoltare locală, aici vorbim despre domeniul mediului, inclusiv ceea ce privește energie eficientă și domeniile precum susținerea pentru mass media. Asta rămâne între prioritățile noastre. Vom continua susținerea pentru cei care oferă serviciile sociale și vrem să ajungem cât mai aproape la oameni, deci ca să ei să simt rezultate tangibile. Și pentru asta vom continua atenția noastră la nivel local, la nivel regional, ca să vedem că putem să fim cât mai aproape la cei care au nevoie de susținere, dar și la cei care au entuziasm de a face lucruri pentru schimbare bună. Mersi, domnule ambasador. Avem o întrebare de la Cahul. Deci ne întreabă despre faptul, întrebarea se referă la o categorie mai specifică, și anume la copiii cu tulburări din spectru autist.
numărul lor crește, dar la Cahul și chiar în toată țara, cu excepția Chișinăului, nu sunt servicii pentru această categorie de copii. În contextul suportului oferit de UE, am putea miza pe susținere și suport în crearea unor astfel de servicii pentru copii și familiile lor. Aș dori să răspund eu la această întrebare. După, domnule ambasador, dacă doriți, puteți să interveniți. Deci, Uniunea Europeană deja susține organizația SOS Autism, care prestează servicii nu doar în Chișinău, dar și la nivel regional. Într-adevăr, la Cahul nu avem o organizație a societății civile care ar activa în acest domeniu, dar în acest sens, în cazul în care spuneți că este o problemă destul de stringentă și noi recunoaștem că este o problemă stringentă, vă îndemnăm ca împreună cu un grup de inițiativă să înregistrați chiar la nivel local, la primăria, de exemplu, din Cahul, o asociație obștească, care să aibă ca scop servicii de suport pentru copii din care fac parte din această categorie, da? Pentru aceste persoane și pentru copii. Atunci când veți avea deja o asociație obștească creată, veți putea aplica la granturile mici pe care Uniunea Europeană le oferă prin intermediul diferitor contractori. La moment, de exemplu, avem servicii sociale care sunt oferite prin intermediul Fundației Soros Moldova. Sunt, de obicei, în cazul ăsta mă refer la granturi mici, noi le numim mici, de fapt nu sunt mici, granturi care sunt până în 60.000 de euro, dar pot să fie și 10, și 15, și 20.000 de euro. Delegația Uniunii Europene, din păcate, nu poate oferi suport direct cetățenilor, deci nu putem să oferim suport unei persoane fizice. De aceea, ca să beneficiați de suportul nostru, vă îndemnăm să creați o asociație și să aplicați la apelurile noastre de propuneri. Dacă pot să și eu să intervin aici, eu sigur că vreau încă să spun că și domeniul sănătății va fi acum în puternic prezent între prioritățile noastre. Asta va fi legat de întreagă asistență din partea Uniunii Europene, inclusiv asta poate să fie relevant pentru activitățile societății civile. Și în privința acestei întrebări, eu aș vrea să propun și ideea de parteneriat între organizațiile societății civile în întreaga țară, în domenii care sunt importante pentru ei, pentru că este asta prilejul pentru oferirea practicilor celor mai bune, ca serviciile care deja undeva există și sunt oferite la nivel bun, să poate să fie preluate în aceeași calitate și de către alți în întreaga țară. Asta este practica și din alte țări care poate să ajute. Uneori avem exemple de idei extraordinare care vin din întreaga țară și ele poate să fie preluate de către alți. Domnule ambasador, vă mulțumim. Noi am colectat acum niște întrebări și pentru ceilalți vorbitori. Eu acum este o întrebare pentru Ina Butcariov, adresată de la Iuliana Babchenko, și de fapt ea sună în felul următor: cât de mult a însemnat din experiența dumneavoastră din ultimele 3 luni faptul că a existat continuitate și că serviciile nu au fost sistate? Mersi mult, Iuliana, pentru întrebare. Vreau să menționez că noi considerăm că serviciile pe care noi le oferim sunt vitale pentru beneficiarii noștri. Deci, nici nu s-a pus întrebarea că am putea cumva să le stopăm integral, s-a pus doar întrebarea cum să asigurăm securitatea atât a angajaților cât și a beneficiarilor. Să nu fim noi
de fapt, un focar, să nu creăm un focar de epidemie. Dar nici nu am pus în discuție stoparea și desigur că pentru noi a fost foarte important să le putem presta în orice condiții și cred că e mai puțin important ce a fost pentru noi, e mult mai important ce a fost pentru beneficiarii noștri care au putut să aibă acces la tratamente fără ca să fie întrerupte, ca să poată să aibă acces la servicii de reabilitare, să poată fi integrați în servicii de reabilitare, pentru că este vorba de fapt de viața și de sănătatea lor. Și aceste lucruri, din păcate, nu așteaptă să treacă pandemia. Mersi mult! Mulțumim foarte mult, Ina, și chiar vreau să vă zic că urmăresc discuții despre aceea cât de mult afectează pe oameni stresul pandemiei și, de fapt, consumul de substanțe nocive sau violența sau lucrurile astea sunt niște efecte, să zic așa, adiționale ale epidemiei și este foarte important ca oamenii pe timpul acestei epidemii să aibă servicii la care să se poată adresa și, respectiv, încă o dată mulțumim, Ina, pentru aceea că ați răspuns la această întrebare, pentru că este foarte important ca ONG-urile să presteze servicii oamenilor și la fel să aibă acces. Acum a venit o întrebare pentru doamna Natalia. Victoria, am să te rog pe tine să o reiterez dacă o ai. Sau gata, am găsit-o. Ați povestit despre mai multe bune practici ale organizației dumneavoastră, pe care dintre ele le-ați recomanda în mod prioritar colegilor din alte regiuni care la fel dezvoltă servicii sociale. Și noi știm că harta Moldovei este foarte diferită de la nord la sud. Noi știm că dumneavoastră sunteți lider în crearea serviciilor sociale și nu numai crearea, dar și asigurarea durabilității și preluarea de către autoritățile locale și finanțarea deplină. Așa că dacă puteți să ne spuneți din experiența dumneavoastră cu ce recomandări veniți pentru alți colegi în condițiile actuale ale crizei? Recomandările, dat fiind faptul că noi lucrăm cu oameni și pentru oameni, ceea ce ne-am propus noi și am făcut, am elaborat o strategie de sprijinire a stării de bine a personalului, asta este extrem de important, fiindcă, cum ați menționat și dumneavoastră, oferim suport în teren, personalul din prima linie se întâmplă cu diferite situații complicate, dar ei experimentează frică, frustrare, insomnie, epuizare și atunci din partea organizației e foarte important ca să oferim suport psihologic gratuit. Și asta ne-am propus noi din start și am făcut. Plus, e foarte important să ne gândim la măsurile de prevenție, adică să asigurăm suficient material de protecție, atât pentru personalul din prima linie, cât și personalul, cum zicem noi, din oficiu, personalul administrativ, care susține personalul din prima linie. Asta sunt vitale în modul ăsta așa poți organiza serviciile, plus ceea ce am realizat noi cu toată lumea, genii toți prestatorii din discuțiile care am avut în ultimul timp, este faptul că niciun regulament de organizare și funcționare a serviciilor existente nu avea prevăzut anumite instrucțiuni sau proceduri de lucru în situații de pandemie sau de diferite epidemii și asta e un lucru pe care o lecție învățată pentru noi. Și acum suntem tot în situația de a ajuta regulamentul și procedurile de lucru. Mulțumesc! Mersi mult! Mai avem o întrebare de la Cristina Jumiru. Cristina ne întreabă, de fapt menționează că a observat că în granturile oferite prin proiectele Uniunii Europene este o mare discriminare cu privire la organizațiile religioase, care tot sunt implicate social foarte mult, dar nu le se permite să aplice la aceste fonduri. Este asta poziția Uniunii Europene și a organizațiilor sau a organizațiilor subgrantoare, care oferă subgranturi, da? Dacă ONG-ul a fost creat și e sub tutela unui cult, nu poate aplica? Cristina, mersi foarte mult pentru întrebare. De fapt, Uniunea Europeană are o atitudine cât mai inclusivă atunci când lansează apelurile de propuneri și atunci când oferă granturi.
Și cum ați menționat deja, și organizațiile religioase sunt foarte, foarte implicate în implicația social. Eu, de fapt, știu cel puțin un grant care este implementat la moment de către Fundația Creștină Titus. Fundația Creștină Titus implementează un proiect cu privire la centrul de zi pentru copii Diamant și care decurge foarte, foarte bine. Respectiv, nu există nicio restricție, nici din partea Uniunii Europene, nici din partea organizațiilor care oferă ulterior subgranturi, referitor la fundațiile religioase. Da, Victoria, și eu vreau să reiterez că asistența din partea Uniunii Europene este inclusivă și organizațiile care au fost create de către fundațiile religioase sau societățile religioase pot să participe și sunt mai multe dintre ele beneficiar asistenței noastre pentru serviciile care ei oferă. Da, vă mulțumim foarte mult. Acum urmărim cu atenție întrebările care continuă să vină și mai avem o întrebare pentru Cristina Bubârcă de la Asociația Presei Independente. Cristina, deci întrebarea vizează următorul. Proiectul dumneavoastră a fost într-un fel cu pandemia. Cât de implicați v-au părut oamenii în această perioadă? Și cât de interesați de activitățile civice? Aducem aminte că proiectul se numește Abilitarea Cetățenilor Republica Moldova și este un domeniu la fel de important pentru chiar și acum în condițiile crizei. Exact. Proiectul Abilitarea Cetățenilor pune accent și pe câteva elemente foarte importante despre care a pomenit și domnul ambasador. E vorba de parteneriate, de implicare, de dezvoltare locală, dar vreau să menționez faptul că tocmai procesul de evaluare a propunerilor a coincis cu începutul epidemiei și până la moment proiectele respective care au fost selectate, cele 15 proiecte, încă nu au început respectiv implementarea propriu-zisă a activităților, dar vreau aici să menționez faptul că, într-adevăr, pentru că încă nu am depășit în totalmente situația respectivă și nu știm exact cum va evolua situația, noi împreună cu partenerii regionali, dar și împreună cu OSCE-urile locale care vor implementa proiectele în teritorii, o să încercăm să fim flexibili, să ajustăm, așa cum am zis, mai multe elemente ce vizează informare corectă a cetățenilor privitor la măsurile de precauție, siguranță și ceea ce ține de minimalizarea riscurilor de îmbolnăvire vor fi într-adevăr realizate mai multe produse media, dar și alte gen de activități în care vor fi implicați inclusiv tinerii, apropo de tineri, pentru că poate ei sunt unul dintre grupurile cele mai active implicate în diverse proiecte, de aceea o să ținem pulsul, cum se zice, mâna pe puls și o să încercăm să facem față. Într-adevăr, este o provocare, dar cred că împreună o să reușim. Mulțumesc foarte mult, Cristina. A venit o întrebare foarte interesantă și generală pentru toți, de fapt. Eu aș zice că această întrebare ar putea să servească drept un discurs de final pentru fiecare dintre vorbitori. Eu am să vă rog să, la această întrebare să răspundeți toți, adică pe rând, ca și concluzii ale discuțiilor noastre. Cristi Cojocaru, care este membru a unui Euroclub pe care l-a inițiat delegația Uniunii Europene în unul dintre raioanele țării, ne întreabă care efectele pandemiei asupra relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Cred că am să îl rog pe domnul ambasador să înceapă, după care o să rog pe ceilalți vorbitori la fel să-și exprime
concluziile finale prin această, prin faptul că o să-i răspundeți lui Cristi la această întrebare. Mulțumesc, Lina, mulțumesc și lui Cristi pentru întrebare. Într-adevăr, această pandemie este un moment care ne arată că împreună suntem mai puternici. Și asta este și motoul nostru în relația noastră, în relația între Uniunea Europeană și Republica Moldova, în relația inclusiv și ceea ce privește parteneriatul estic, în relația noastră de asociere, cu care noi vrem să susținem obiectivul, scopul de a aduce standarde europene, să fie realitate pentru oameni din Republica Moldova, cu asociere politică, cu integrare economică Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Eu cred că este momentul care ne arată că această relație care avem este importantă pentru oameni, pentru că ea poate să ajute oamenilor în timpul când este nevoie, dar va fi și mai importantă după pandemie, când vom folosi prilejurile care sunt la dispoziție Republicii Moldova pentru a revitaliza economie, pentru a revitaliza partea economică societății, ceea ce privește locuri de muncă, ceea ce privește salarii, cu exporturile, cu accesul la piața Uniunii Europene. Dar scopul sau obiectivele care sunt deja cunoscute pentru perioada de după anul acesta în cadrul parteneriatului estic, aceste obiective vor fi cele care vor ajuta Republicii Moldova cu susținerea și în parteneriat cu Uniunea Europeană să devină țara mult mai bine pregătită și mult mai bine la serviciu cetățenilor săi, cu întărirea sau mai mare reziliență ceea ce privește instituții, ceea ce privește pregătirea pentru a face față riscurilor precum această pandemie, cu întărirea sectoarelor precum sănătate, cu ajutorul, susținerea pentru economie, cu dezvoltarea și rezilienței în domenii care acum vedem cum important vor fi, de exemplu, digitalizarea și societății și instituțiilor de stat, dar și economiei, cu instituțiile de stat care trebuie să deservească mult mai bine cetățenilor țării și cu atenție pentru alte domenii importante, precum domeniul mediului, care are mare importanță în Republica Moldova, fiindcă este partea importantă a economiei, dar și oferă locurile de muncă multor oameni. Și toate aceste domenii, împreună cu domenii precum standarde democratice, precum dezvoltarea societății civile, precum rolul mass media independente și libere, ele vor fi cele importante în viitor pentru Republica Moldova. Deci relația noastră va fi mult mai strânsă. Vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele finale de concluzie. Doamna Natalia, vă oferim și dumneavoastră cuvântul să-i răspundeți lui Cristi la întrebare. În concluzie.
Eu vreau să zic că situațiile dificile, de obicei crizele, da, sunt prilejul de a suda, de a consolida relațiile dintre oameni, indiferent din ce țări venim. Și acum mesajul nostru este că e un prilej excelent să fim mai buni, mai buni cu noi, mai buni cu cei din jurul nostru și să avem grijă de noi și de sănătatea noastră. Mulțumesc! Marina, ai legătura? Da, am legătură. Mulțumesc, Lina. Eu, cu părere de rău, nu știu ce aș putea să răspund lui Criste după răspunsul domnului ambasador, nu știu ce aș putea să adaug, dar aș vrea să spun că pe mine foarte mult mă entuziasmează oamenii cu care noi colaborăm în fiecare zi. Avem în zonele rurale și în orașe mici un potențial enorm pentru dezvoltare. Oameni care merită ca pentru ei să se creeze mai multe oportunități și din partea partenerilor de dezvoltare, și din partea instituțiilor publice, centrale și a statului Republica Moldova, și să încercăm să creăm sinergie între aceste eforturi, ca acele instrumente care se implementează să fie sustenabile. Audiența care acum ne privește, vă rog să accesați pagina noastră și unde o să puteți vedea istorie de succes a acestor oameni despre care astăzi am vorbit, acele microproiecte și microintervenții care ele au implementat. Grupurile de acțiune locală în Republica Moldova implementează resurse financiare destul de modeste în comparație cu grupurile de acțiune locală din țările Uniunii Europene, dar ne mândrim că cu aceste resurse financiare modeste reușesc să implementeze niște intervenții și proiecte minunate care aduc un impact real pentru dezvoltare locală. Pentru ei lucrăm, împreună cu ei lucrăm și fără acești oameni, efortul nostru nu are niciun rost. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Marina, și pasez cuvântul Inei, cuvântul de final. Mersi foarte mult. Pentru noi e un nivel așa foarte înalt la care Cristi așteaptă răspuns. Eu vorbesc despre experiența noastră. Deci, pentru noi, parteneriatul cu Uniunea Europeană, cu donatorii și cu toți cei care ne susțin, se măsoară foarte, foarte simplu. În vieți restabilite, în oameni angajați în câmpul muncii, în oameni sănătoși, în cetățeni care se eliberează din penitenciare și nu se mai întorc acolo și nu constituie o presiune colosală pe sistemul nostru economic și așa mai departe. Deci și noi vrem să continuăm în acest domeniu. Avem prioritare angajarea în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile, asigurarea accesului la servicii integrate și, desigur, că digitalizarea pentru cei care nu pot să aibă acces la servicii de educație și de asistență din diferite motive. Deci cam asta ar constitui colaborarea noastră și cred că noi o să reușim la nivelul nostru. Mersi! Vă mulțumim foarte mult, Ina. Cristina, un cuvânt de final, te rugăm. Da, aș vrea să zic scurt, probabil această epidemie este sau impune, de fapt, mai mult ca niciodată solidaritatea, ajutorul reciproc și suportul, dar și implicarea tuturor celor care pot să contribuie cu ceva în dezvoltare locală, în rezolvarea unor probleme reale cu care oamenii se confruntă în regiuni. Și aici menționăm și apreciem foarte mult suportul pe care îl oferă Delegația Uniunii Europene, atât pentru Asociația Presă Independente, dar și pentru alte organizații ale societății civile care chiar contribuie real cu ceea ce se numește parteneriate, rezolvare de probleme, realități și comunicarea cu oamenii care real se confruntă cu anumite provocări și care au nevoie de ajutor. Asta ar fi mesajul meu. Mulțumim foarte mult, Cristina. Și moderatoarea discuțiilor noastre, Victoria, la fel are un cuvânt de final.
Mersi mult, Lina. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a menționat acum Cristina la final, a vorbit despre solidaritate. De fapt, asta e ceea ce ne lipsește și asta e de ceea ce avem noi nevoie acum. Cât mai multă solidaritate, trebuie să fim solidari împreună pentru sănătate, pentru că, într-adevăr, trecem printr-o perioadă foarte, foarte dificilă. Uniunea Europeană va continua să fie aproape și să susțină societatea civilă din Republica Moldova. La final vreau să menționez că aproximativ 5% din toate fondurile care sunt alocate de către Uniunea Europeană Republicii Moldova sunt direcționate către societatea civilă. Respectiv, pentru a vedea care sunt prioritățile noastre de finanțare mai pe larg, puteți consulta foaia de parcurs pe care Uniunea Europeană a aprobat-o pentru cooperarea cu societatea civilă din Moldova. Domnul ambasador s-a referit deja la aceste puncte, la aceste sectoare care sunt cheie pentru noi. Mersi foarte mult, mi se pare că a fost un eveniment foarte, foarte frumos și cred că domnul ambasador poate vrea să spună un cuvânt de încheiere. Mulțumesc, mulțumesc mult, Victoria, mulțumesc, Lina, mulțumesc tuturor participanților și încă o dată mulțumesc întregii societății civile pentru toată munca, toate eforturile care faceți pentru concetățeni, pentru dezvoltarea, pentru asistența, susținere adresată celor care au nevoie, pentru interes și entuziasm și energie care arătați în această privință. Și vreau să vă încurajez să continuați. Noi vom continua să fim alături de dumneavoastră și să vă susținem. Vreau să vă asigur că vom continua și acest dialog cât mai curând. Sper că și în întâlnirile personale, dar cred că și faptul și Lina a pomenit că avem aproape de 5.000 de cei care ne urmăresc. Deja 7.000, domnul ambasador. 7, deja aproape 7. Da. Asta este unul dintre fapte care ne arată că acum avem și alte posibilități mai eficiente, poate, să avem acest tip de dialog și să-l continuăm și eu o să încurajez și o să invit și colegii mei, ambasadorii țărilor membre, să avem acest dialog, să participăm împreună, pentru că țările membre și ele sunt cele cu programe importante de susținere pentru societate civilă și împreună suntem echipa Europa. Și asta este efortul pentru susținerea oamenilor din Republica Moldova. Și că poate ultimul mesaj astăzi, vreau să folosesc această audiență importantă care avem și să reiterez importanța respectării măsurilor de protecție care sunt necesare să fie respectate pentru a preveni răspândirea virusului. Trebuie să oprim această răspândire, această criză și asta în interesul oamenilor, ca cât mai repede să ieșim din această situație. Vedem că se poate, mai multe țări se deja mișcă în direcție foarte corectă și speram să vedem acest lucru cât mai repede ca să putem să reîncepem viața în toate, să spunem, aspecte care le-am cunoscut dinainte. Sigur că deja cu experiența aceasta care totdeauna va fi împreună cu noi și cu asta trebuie să respectăm măsurile precum purtarea maștii, distanța socială și alte și igienice care sunt importante. Trebuie să ținem asta fiecare moment deci cu noi că
important mesaj. Și cu asta eu o să acum particip la alte întâlniri, pentru că așa protejez pe alți în mod responsabil, în semnul de respect pentru sănătatea altora. Vă mulțumesc și vă doresc de bună în continuare. Foarte bun exemplu, domnule ambasador. Eu tot mi-am pregătit masca, așa să mi-o pun în seamnă că la final înseamnă de solidaritate pentru sănătate. Înainte de a spune un la revedere final, eu mă întorc înapoi la Cristi. Cristi, pe durata adolescenței, a umblat cu regularitate la Euroclubul creat la el în localitate de delegația Uniunii Europene. Cristi astăzi învață în Marea Britanie și are un viitor foarte promițător. Și asta este o alegere a lui Cristi personală, dar totodată este și o ocazie și faptul că Cristi a avut multe posibilități puse la dispoziție de programe diferite a Uniunii Europene aici în țară. Societatea civilă sunt oameni ca Cristi, sunt oameni ca noi. Noi toți suntem societatea civilă și noi toți trebuie să punem mână la mână, așa cum a spus și Victoria, așa cum a spus domnul ambasador, să fim solidari și să fim împreună mai puternici. Noi vă dorim o amiază și o după amiază frumoasă la toată lumea. Acest EU Talk va rămâne înregistrat pe pagina noastră. Vă rog frumos să-l priviți, să-l urmăriți și vom răspunde inclusiv vă mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Noi nu, din păcate, nu am preluat pe toate pentru că deja suntem restricționați de timp, dar vă vom răspunde în scris la toți. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă dorim la revedere!